prima sesiune în Parlamentul European, ce auspici? Eu sper bune. Mă refer acum și din perspectivă europeană și din perspectivă națională. Din perspectivă europeană a fost prima săptămână la Strasburg. Au fost rapoarte extrem de importante și pentru România. Dacă aș da, de exemplu, rapoartele pe energie, a fost o bătaie foarte mare în amendamente. S-a bătut în cui acum prin votarea rapoartelor pe energie regenerabilă țintele pentru 2020 și se voia 40, chiar 50 unii eurodeputați, însă am reușit să spunem minim 35 și România trebuie să se pregătească. Eu sper că tot ce noi votăm acolo este imediat luat și preluat în strategia națională, în strategia energetică, de exemplu. Am reușit, chiar dacă am votat împotriva grupului din care fac parte, să mențin și lemnul, pentru că voia să se scoată în energia regenerabilă, buturugile și lemnul, mergând de la ideea că s-ar tăia pădurile pentru încălzire, argumentele au venit și au fost și s-a ținut cont de aceste argumente, faptul că dacă zonele în care locuințele, casele se încălzesc, zonele cu mult lemn, dacă nu ar putea să se încălzească cu lemn, s-ar încălzi cu cărbune, ceea ce ar fi mult mai poluant. Apoi a fost o chestiune foarte importantă legată de garanțiile pentru tineri. S-a dezbătut foarte mult cum să se continue cu această strategie. Din păcate, foarte multe țări, între care și România, n-a fructificat foarte bine garanția pentru tineri. Eu mă bucur că se prelungește această garanție, pentru că statisticile arată că șomajul în rândul tinerilor în toate statele, sigur, nu vorbim de Grecia, unde e aproape de 50%, dar și în România șomajul este mare. Mi-am permis să iau cuvântul acolo și să-i spun, doamne comisar, că trebuie corelată strategia de susținere, garanții pentru tineri cu educația, pentru că de foarte multe ori structura educațională sau profesiile pentru care sunt pregătiți nu corespund cu ceea ce cere mediul economic. Un lucru de asemenea important, s-a votat un raport pe care eu l-am susținut, am avut intervenție în plenară, legat de recunoașterea profesiilor în domeniul serviciilor. Foarte simplu, dacă o infirmieră de aici din România este pregătită în România, să fie recunoscută pregătirea și în alte state membre. Au fost foarte mulți opozanți, în general din extrema stângă și extrema dreaptă, dar libera circulație a cetățenilor în piața internă a Uniunii Europene, în piața muncii, trebuie să aibă și acest lucru, că dacă nu se recunoaște profesiile, nu mă bucur că a fost votat și este un lucru de care trebuie și România să țină cont și să știe. Sigur, au fost multe lucruri, între care, așa cum am spus, armonizarea profesiilor, ucenicie la nivel european, un lucru poate mai nou, ar fi bine și noi în programul nostru educațional, eu am început așa, pe cont propriu să zic, o acțiune, meseria Brățară de Aur, dar trebuie foarte mult făcut în domeniul acesta pentru a ne întoarce la vocație și la profesii pe ceea ce știu să facă cel mai bine tinerii. Apoi, sigur, viitorul tinerilor și creșterea economică și politica de coeziune. Am adresat și o întrebare comisarului pe problemă, dacă are de gând să continue politica de coeziune după 2020. Pentru că intențiile erau să se oprească cu fondurile de coeziune. Ar fi o mare greșeală, pentru că nu avem încă coeziunea de care e nevoie în piața internă. Și sigur, digitalizarea economică își mai propune Bulgaria. Ei au un slogan, stabilitate, securitate, solidaritate. Mie personal îmi place acest slogan. O să vedem ce slogan vom folosi și noi. Vreau să vă anunț pe această cale că România, după 25 ianuarie, va declanșa a doua dezbatere publică pe ce priorități să aibă România în perioada de președinție. Spuneam că și în România mă bucur că s-a dezamorsat criza, sper să fie bine, pentru că noi suntem întrebați acolo ce se întâmplă în țara voastră, având acum deja foarte rapid o nominalizare din partea premierului, sper să putem să avem un guvern stabil și să lucrăm, pentru că mă gândesc la două obiective. Unu, fondurile structurale, 2020, mai avem foarte puțin și, sigur, pregătirea președinției. Faptul că este o
pentru prima dată o femeie prim-ministru în România, nu vorbim de nume acum, că este o femeie, a dat foarte bine la Bruxelles. Vreau să vă spun că în momentul în care s-a anunțat au fost aplauze, în sfârșit și România are o femeie prim-ministru. Revenind acum la numele celei care va fi prim-ministru, eu am puterea să susțin că are câteva calități bune, necesare, mai ales după conflictele care au fost în perioada aceasta de când a preluat guvernarea. În primul rând, nu e conflictuală și va putea să facă echipă și eu sper ca prin nominalizarea Vioricăi Dăncilă să nu mai fie vreo sincopă în acest guvern și să meargă acest guvern până la alegeri. Va deconta la alegeri dacă e un guvern bun sau nu. Cu siguranță nu va mai apărea conflict între partid și prim-ministru, având în vedere două lucruri. Nu numai faptul că, așa cum lumea spune, este din aceeași zonă cu președintele partidului, ci pentru faptul că are un suport foarte, foarte mare în rândul partidului. S-a văzut asta și la vot. Pe de o parte. Pe de altă parte, obiectivele care avem noi acum, și anume să încheiem exercițiul fondurilor europene și președinția României, cade foarte bine pe calitățile Vioricăi Dăncilă, pentru că totuși are două mandate la Parlamentul European, are conexiunile de rigoare și cred că poate să ajute foarte mult din perspectiva asta. Acum nu putem să cerem că doar un prim-ministru rezolvă tot. Va depinde ce echipă are. Însă nu sunt de acord cu ceea ce se spune în media, luându-se de alte lucruri și nu de calitățile omului. Nu are notorietate, adevărat, dar nu știu dacă ne ajută Mihai Ungureanu, că a știut 6 limbi și străine și iată ce a făcut în guvernarea lui. Eu cred că trebuie să mergem pe moralitate, pe cunoștințe în probleme de administrație și a fost și consilier județean și, după cum spun, două mandate în Parlamentul European. Vreau să-i mulțumesc domnului decan, Marian Mocan, la mulți ani, în primul rând, la toată lumea, e prima conferință de presă care o fac. Vreau să-i mulțumesc pentru că a acceptat imediat în momentul în care i-am propus un parteneriat, până la urmă, dacă este de acord să trimită studenți în vizită, conform regulamentului european, eurodeputații pot să ducă 110 persoane în fiecare an, dar mai pot să ducă în plus persoane la evenimente pe care le organizează. Am vrut să demarez în acest an cu un program, cu o conferință complexă și mi-am asumat, mulți au spus că am intrat într-o politică externă interpretabilă cu Balcanii, eu mi-am asumat-o pentru că e anul centenarului, pentru că am vrut să dăm un semnal, cei 4 eurodeputați, România am fost eu, am reprezentat România, Bulgaria, Cipru și Grecia, să dăm și mesajul acesta prin conținutul dezbaterii și la dezbaterea au participat istorici, profesori universitari, teologi. Am vrut să dăm un mesaj Occidentului că Europa nu poate să fie completă fără Balcani, fără statele acestea pe care istoricii le pun ca făcând parte din Balcani, 100% sau în procent mai mic, așa cum este România. Mai nou s-a fugit de denumirea de Balcani, pentru că balcanismul are o conotație negativă și s-a spus Europa de Sud-Est. În orice caz, când i-am propus domnului decan, mi-a spus da, nu știu dacă era perioadă de vacanță la studenți, nu știu, dar știu că acest proiect a ieșit minunat și vreau să mulțumesc și studenților și domnilor profesoare care au fost acolo. Sper să se fi simțit bine. Cert este că eu cred foarte tare în cooperarea eurodeputaților, a celor 32 care are deocamdată România și sper să rămână tot 32 după Brexit, în cooperarea cu toate profesiile, segmentele, vârstele, cetățenii din țara de unde provin, pentru a încerca pe de-o parte să promoveze împreună România, pe de altă parte pentru a arăta cetățenilor cum funcționează Uniunea Europeană și pentru a înțelege, pentru a citi Uniunea Europeană corect, pentru că de foarte multe ori nu se analizează de către cetățean, din păcate și de către unii funcționari publici sau chiar instituții, chiar guverne, de foarte multe ori se împinge vina tot ce nu-i bun în țara noastră din cauza Uniunii Europene, tot ce
bun am făcut noi. Lucru inexact, pentru că există foarte multă subsidiaritate, există foarte multă competență națională, sunt câteva lucruri care țin de obligativitate, regulamentele care sunt obligatorii și directivele care se asimilează în legile naționale, dar în orice caz, în foarte multe, și dacă toți suntem cu studenții, de exemplu, problema de educație este subsidiaritate, nu o stabilește Uniunea Europeană. Sigur că pot să iei exemplu de bună practică. Așadar, vreau să-i mulțumesc și pentru că este astăzi aici și pentru că a înțeles acest parteneriat, pentru că de foarte multe ori unii ezită punând eticheta, da, este europarlamentar, este un politic. Ok, dar într-o democrație societatea nu poate să funcționeze decât așa. Mulțumesc mult, de altfel cu universitatea și cu facultatea unde este domnul Marian Mocan, decan, eu am avut colaborări mai multe, m-am dus și am vorbit studenților, cred că este bine ca oamenii și când eram om de afaceri și acum, cred că este bine ca să existe legătura asta strânsă între mediul de afaceri, între instituțiile publice și învățământ și educație, tocmai pentru a generația care termină facultatea să fie foarte bine sau să fie cunoscătoare a ceea ce se întâmplă și să înțeleagă foarte bine societatea, pentru că așa își vor alege și un loc potrivit și vor acționa corect. Mulțumesc și deocamdată la punctul ăsta aș vrea să-l rog pe domnul decan și pe doamnele profesoare sau și studenții să-și spună părerea. Eu vreau să informez că acolo studenții, grupul de studenți a fost exemplar. Sincer, am mai avut grupuri și nu mi s-a întâmplat același lucru. Au fost atât de disciplinați, nu știu cum i-ați ținut. Prezenți la toate, n-au lipsit. Au stat la expoziție, au venit toți. După aceea, la conferință, 3 ore a ținut conferința. A fost și foarte interesant, pentru că ați văzut perspectiva istorică văzută de profesori universitari din Grecia, din, eu știu, unii greci, bulgari, dar la universități din Germania. Cred că a fost interesant. În orice caz, este un exemplu și m-aș bucura ca toată generația să fie așa. Apoi, după conferință, au venit, sigur, la acea prezentare până la urmă, pentru că nu a fost doar ideea să mâncăm, a fost o prezentare a României cu ceea ce are reprezentativ din partea culinară, să zic așa, și vinuri. Și, sigur, m-am bucurat că noi am avut mai multe mese acolo și a fost mai bogată colțul România decât Grecia sau Bulgaria. A fost și foarte multă lume la noi, la produsele, majoritatea au fost din Banat, mai puțin brânza de Libănești, care este brand european. Știți că brandurile le poți proteja la nivel național, dar pot fi și la nivel european. Iată că brânza de Libănești a reușit să răzbată și să fie un brand european. Acesta este raportul meu de activitate, nu e o carte de fapt, dar titlul e o voce pro-europeană, înăuntru e o sinteză a activității mele. În perioada asta cât am fost la Parlamentul European, sigur că așa cum v-am spus, pozele voastre vor apărea acum pe holul unde ați văzut că sunt poze cu toate din acțiunile mele. M-aș bucura după ce domnul decan își spun un punct de vedere la ceea ce am spus eu aici, legat de această acțiune, și voi dacă vreți să spuneți ceva. Eu cred în ideea că noi, eurodeputații, pe lângă munca legislativă, foarte importantă, trebuie să avem și în agenda noastră și promovarea României. Domnul decan? În primul rând, îi mulțumesc doamnei europarlamentar pentru faptul că ne-a dat oportunitatea de a trimite un grup de studenți de la Facultatea de Management, Producție și Transporturi din Politehnica din Timișoara, facultate care are 2 profile, are inginerie și management și administrație publică. Deci, amândouă, da, sunt 2 profile interesante. Am ales studenții care au arătat că vreau să facă ceva în activitatea lor. Am ales din ultimii 2 ani de la inginerie și management și din ultimii 2 ani de la administrație publică, cred, nu? Așa a fost. Alegerea a fost făcută de către colegii care lucrează cu studenții și mă bucur că studenții trimiși acolo au făcut un grup compact, au arătat ce înseamnă disciplina, ce înseamnă seriozitatea și au dat o imagine publică foarte bună României. Pentru că este important să ne promovăm țara în străinătate.
Eu spun pe toate căile, în toate organizațiile în care, în care am posibilitatea să spun, să spun punctul de vedere, trebuie să ne promovăm și prin ceea ce facem dincolo și să invităm păi străini în România. Ei dacă vin, trebuie să le se întâmple ceva foarte rău ca să vorbească rău de România, pentru că au impresia că aici e foarte rău. Și când vin și văd că de fapt nu e foarte rău, pentru ei e o surpriză extraordinar de plăcută. Și când se duc acolo, încep să discute, să propage imaginea României și faptul că foarte mulți studenți, mai ales din Franța, cu care avem o legătură foarte bună, vin în fiecare an în România, cel puțin 4 la partea licență și 2 la master, de vreo 17 ani, da, au fost niște vectori de imagine pentru noi. Și dacă fiecare cadru didactic poate să facă treaba asta, fiecare student, fiecare masterant, fiecare doctorant, poate să participe cu puțin la îmbunătățirea imaginii României, care oricum este mult mai bună față de ce a fost înainte, e așa mult mai bună, da? Și sunt țări, ultimul raport care l-am auzit din Germania este că românii se integrează cel mai ușor în societatea germană. Deci ei merg acolo, își găsesc un job, o casă, și întemeiază o familie și își fac treaba. Nu se gândesc la alte lucruri. Ceea ce sunt lucruri deosebit. Mulțumesc colegilor, mulțumesc studenților pentru imaginea bună pe care au făcut-o și nu pot decât să... Inclusiv ei contribuie, pentru că au fost anunțați că participă un grup de studenți. Moderatorul la prima parte a conferinței a fost domnul Pirinski din Bulgaria și a anunțat că există un grup de studenți de la Universitatea din Timișoara și sigur că au făcut o impresie bună. Ați contribuit și voi la imaginea României. Un picuț, dar e bine. Bun. Dacă cineva dintre voi... Da. Dacă permiteți, numele meu este Mihaela Bartolomei, sunt membru la Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Management de Producție și Transporturi. Am avut onoarea să însoțesc acești frumoși tineri ai României. Cel mai impresionat, mulțumesc frumos, dumneavoastră sunteți foarte, foarte drăguță și nu doar drăguță, ci uitându-mă chiar pe site-ul dumneavoastră când m-am întors de la oportunitatea aceasta care mi-ați întins-o și domnul decan ne-a oferit posibilitatea să o acceptăm și să o primim cu atâta bucurie și atât profesională, dar și personală. M-am uitat pe site, vă spuneam, pe site-ul dumneavoastră și am fost impresionată să văd, deși abia a trecut o săptămână și ceva, două săptămâni aproape de când evenimentul s-a desfășurat, dumneavoastră aveți atâta activitate acolo. Este impresionant. Deja cred că suntem pe foaia numărul 2 sau... Nimeni nu-ți spune cum să faci acolo. Da. Sigur că sunt conferințe foarte seci în care vin, vorbesc doi și s-a terminat. Eu am spus că trebuie să fie de impact, că este anul centenar și, după cum ați văzut, din cele 4 state, doar Bulgaria a deschis cu un moment folcloric. Eu am convenit să fie la final actul folcloric al nostru pentru că știam că e mai de impact. Am o bună colaborare cu Centrul Cultural Belgo-Român, cu Casa Artis Români Plecați. Ei fac acolo ore de limba română și au o formație, Zamfira, cu care eu fac foarte multe colaborări și faptul că au venit și costumele populare îmbrăcați în costum popular a schimbat imediat. Emoționat când m-a chemat în față să cânt, dar mă rog, odată în viață trebuie să cânti. Mulțumesc, doamna profesoară. Eu aș vrea să rămână ideea că instituția, în primul rând, că să înțeleagă generația tânără și nu aș vrea să fie din rândul vostru eurosceptici că România are nevoie să fie în acest proiect. Sunt puteri mari în lume, Rusia, Statele Unite, China, de ce nu India? Nu e o putere economică, mai ales acum crește foarte mult Coreea de Sud, care are o creștere imensă. Fiecare țară din Europa am fi mai slab dacă am fi singuri. Asta este un subiect, de aceea am și scris o voce pro-europeană pe raportul meu de activitate. Pe de altă parte, așa cum spuneam, trebuie să știți că Uniunea Europeană are aceste instituții. Parlamentul, pentru prima dată din 2014, a devenit mai puternic pentru că este co-legislativ. Consiliul, aici și oameni foarte instruiți, parlamentari, români, spun greșit, Consiliul Europei și Consiliul European, e o distinție foarte mare, pentru că Consiliul European este
format, este pentru statele membre și Consiliul Europei, pentru și celelalte state care nu sunt în Europa, Comisia Europeană, care este un fel de guvern, pentru că comisarii sunt numiți, nu sunt aleși cum sunt parlamentarii europeni. Se lucrează cu parlamentele naționale, poate nu știți, dar dacă parlamentele naționale nu trimit punct de vedere pe un anumit proiect pe care noi se lansează un proiect de la comisie, vine la noi, noi din comisiile de specialitate le trimitem la comisiile de specialitate din Parlamentul României și așteptăm punct de vedere. Cum să facem, de exemplu, eu știu, legat de rapoartele pe care mai devreme le-am spus, armonizarea în profesiile de servicii. De exemplu, eu sunt raportor acum pe SMIT, este un sistem. SMIT-ul este un proiect de regulament pe care eu îl resping, dar sper să am și susținere. Comisia Europeană vrea să introducă un atribut al Comisiei să poată chestiona direct și investiga fiecare companie în parte, mergând de la companiile mari și IMM-uri tot. Eu am avut o discuție cu comisarul, pentru că fiind raportor pot să fac acest lucru, și am spus de ce, atât timp cât aveți instituții, Consiliul Concurenței și Protecția Consumatorului, discutați la nivel de instituții, nu la nivel de societate, pentru că se ia din subsidiaritate, pe de-o parte, proporționalitate, dar e un buget foarte mare la comisie pentru a lucra cu sute de mii de companii și, pe de altă parte, poate induce foarte mult subiectivism. Pentru că nu știe, n-aș putea să-mi explice comisia bine și cum selectați companiile pe care le chestionați și introduci un cost pentru companii. Deci cam asta vreau să înțelegeți. Astea sunt marile instituții europene și sigur că câteva politici care le avem, politica de apărare, politica de migrație, astea sunt lucruri care sunt obligatorii și politica, rapoartele și regulamentele care le avem pe energie, protecția mediului. În rest, sunt subsidiarități. Aștept alte puncte de vedere și după care mai am câteva lucruri de spus. Sper că asistenții mei v-au dat acest raport de activitate. Ideea este nu de a te lăuda, ideea este de a împărtăși ceea ce faci acolo. Munca europarlamentarilor este prea puțin cunoscută și aici, cu tot respectul, mass media are un rol foarte important pentru a prelua. Nu pot să nu dau un exemplu, că chiar când făceam repetiție cu Nicolae Voiculeț, m-a sunat o jurnalistă, a zis, sunt jurnalista X, de la un site Y, vreau să-mi spuneți, așa, un fel de interogare, vreau să-mi spuneți de ce aveți contract de prestări servicii cu X, ce salar are, ce... Ok, pentru că scrie numai articole laudative la adresa dumneavoastră. Am zis, doamnă, trimiteți-mă, îmi scris că acum sunt ocupată, că am acțiunea. Am fost foarte surprinsă, că am crezut că își revine, dar scrisoarea este merită de așa nu dată în presă. Adică m-a luat la întrebări, cu întrebări din astea așa, punctul 1, ce salar are, punctul 2, ce face, punctul 2, de ce cu el că scrie numai vă laudă și așa mai departe. Sigur că i-am răspuns, pentru că aici este foarte important ca instituțiile aleși locali să răspundă. Problema e că, și am spus doamnei, zic, uitați, mă bucur că am acum adresa dumneavoastră, e un site din Cluj, înființat un investitor american în 2015. Dar o să vă trimit toate comunicatele. Cel care spuneți că mă laudă, preia comunicatele pe care eu le dau. Dar ce înțelegeți laudă? Dați-mi un exemplu. Laudă înseamnă că spune ceva ce n-am făcut. Dați-mi înapoi un exemplu ce a scris acest domn și eu n-am făcut. Apoi puteți să verificați că același text este și la DC News și la alte site-uri preluat din comunicat. Ei, din momentul ăsta sigur că o să-i trimit. Problema e că revin la presă, este foarte important să preluați nu pentru noi, pentru eurodeputați, ci pentru cetățean, pentru că cetățeanul nu are cum să decidă pe cine și cum să aleagă dacă nu are informație. Ori noi depindem, mai ales eurodeputații, pentru că cei din țară mai au ocazia să mai meargă la emisiune, să mai spună, să mai... Noi suntem cumva, de fapt așa se și spune, a, eurodeputații au plecat acolo, nu mai au nicio treabă cu țara lor. Nu e așa. Noi reglementăm și pentru România. Noi putem promova România, noi putem să combatem acolo când cineva... Eu sunt în Comisia de Libertăți Civile și ieri am avut o ședință la Comisia Libe și am fost foarte supărată pentru că se vrea din nou să se analizeze în plenară situația României. Și am spus, de ce?
cei mai mult la noi decât la alții. Aveți corupție în toate statele, noi ne luptăm în Uniunea Europeană să reducem corupția, dar nu numai în România e. Reglementările în Parlament se fac constituțional, ce nu-i constituțional, Curtea Constituțională de înapoi, de ce trebuie mereu analizată România? Deci trebuie să te lupți pentru asta. Evident că avem și oameni care cer analiza României și avem bunele exemple în ghilimele. Ultimul fiind săptămâna aceasta la Strasburg, domnul Preda a ținut pe timpul care ți-l alocă, că și așa e timp puțin, trebuie să-l dedici, să faci ceva, fie să aduci un amendament, fie să promovezi țara ta, nu să-l folosești pentru altceva. E bine, Cristian Preda, de fiecare dată timpul care îl primește, îl folosește pentru a ataca propria țară și vă dau doar un exemplu, s-a dezbătut, noi ne frământăm cum să facem cu știrile false. Și vrem un raport Parlamentului din proprie inițiativă să vedem cum putem să facem, să combatem știrile false, pentru că foarte mult și voi luați, preluați, multiplicați, dar de multe ori nu se verifică această știre falsă și derutează foarte mult după aia decizia cetățeanului, ce parte să o ia, dacă are informații și ne luptăm cu acest raport. E bine, s-a dezbătut ieri o temă legată de știrile false din Rusia. Domnul Cristian Preda, care face parte din Comisia de Politică Externă, a luat cuvântul și am și postat acum înregistrarea lui și replica mea, nu a făcut decât să spună România este prorusă. Adrian Năstase, Adrian Severin, Pleșoianu, actualul deputat, dar avem și între noi, uitați-o pe doamna Maria Grapini, da? Ca prorusă. Eu n-am nicio atitudine prorusă, Doamne ferește, dacă m-aș bucura ca tot să promoveze România. Lucrurile astea nu fac bine României, nu mie, pentru că a fost apostrofat imediat. Bine, vorbim de știri false și dumneavoastră a dat știri false. Asta a fost președintele de ședință care a spus. Evident că pe regulament mi-a dat cuvântul și am putut să spun. Dar lucrurile astea nu fac bine. Deci, frustrările, supărările, că nu mai aparține niciunui partid, în sfârșit, ți le rezolvi acasă. Acolo noi ne luptăm să intre România în Schengen. Eu am luat din nou cuvântul la analiza Consiliului și am spus, dom'le, este rușinos că acum avem o țară care conduce Consiliul și este postarea mea video cu ce am spus și nu este în spațiu Schengen. Cum? Cum? Adică încredințăm președinția Europei și nu este în spațiu Schengen când Comisia a trimis, noi am ratificat Parlamentul că îndeplinim condițiile Uniunii și Bulgaria să fim. Comisia va transmis Juncker scris că trebuie să faceți. Și Consiliul, datorită unei țări, Olanda, nu dați drumul la acest lucru. Eu nu vreau ca și România să fie președinte și să nu fie în Schengen. Asta ar trebui să fie obiectivele noastre ale europarlamentarilor, indiferent din ce partid facem parte. Eu îmi trec amendamentele cu eurodeputați de la Popular, de la Verzi, de la ALDE, nu contează de unde. Pe mine mă interesează să însemneze amendamentul și să treacă. Lupta aceasta surdă cu marote și cu... nu ne face bine, credeți-mă. Și asta o spun ca cetățean acum, nu ca om politic. Adică am vorbit deja mult, că m-am enervat. Da. Doamna Grapini, pentru că ați spus de articolul la care făceați referire, întâmplător l-am citit și eu înainte să spuneți dumneavoastră de chestiunea asta și acolo nu face referire doar la comunicatele de presă transmise de biroul dumneavoastră parlamentar, ci și la articole elogioase, opinii elogioase la adresa dumneavoastră, cum ar fi faptul că, nu știu, doamna Maria Grapini ar trebui clonată. Termenul ăsta l-am auzit la oameni nepolitici, dar el a justificat, bănuiesc. Și vreau să mai spun ceva. Luați articolele scrise de acest domn înainte de a avea contract de prestări servicii cu mine. Și o să vedeți, eu l-am văzut în viața mea, că tot așa scria. Pentru că recepta activitatea mea. Se poate interpreta că opiniile respective vin ca urmare a... Asta era probabil întrebarea... Păi citiți ce a scris Deceniuș, de exemplu, săptămâna asta. N-am contract cu el. Citiți ce scrie PS News. Bine. Deci, deranjează că se scoate în relief că un om muncește? Nu, eu vreau doar să fac referire la articolul la care ați spus. Că el, deci da. Nu se referea doar la comunicatele de presă. Așa. Care le preluăm și noi, toată lumea. Sau da. Comunicate, ci se referea și la... Și un jurnalist are voie, nu așa cum spune unul că nu știu să scriu, nu, ci sunteți destui care spuneți asta,
pe Facebook, evident, că dacă vă uitați pe pagina oficială, n-o să găsiți nicio greșeală, dar eu sunt și om privat, nu? Și am voie să scriu și că astăzi vreau să râd la soare, nu? Ok. Acest jurnalist care, cu care eu am încheiat prestări servicii, l-am ales după ce am urmărit să văd, pentru că și aici, în Timișoara, fac acest lucru. Premiez la sfârșit de an pe cei care sunt prezenți la conferință de presă, să-i stimulez să ia informații, nu numai dintr-o parte, și pe cei care reflectă în presă, că nu-i suficient să vii aici, trebuie să și reflecti. Și la fiecare sfârșit de an, de 10 ani de când sunt politică, fac acest lucru. Nu e, cred că, nimic. Pentru mine, factorul motivațional a fost totdeauna foarte important și când a fost în business. Și am condus echipe de când mă știu, în afară de un primul an când am fost stagiar. Din al doilea an după absolvire am avut cel puțin 400 de oameni în subordine. Deci factorii motivaționali sunt foarte importanți. Ideea este, când a spus că m-a clonat, a și motivat de ce. Eu am rapoartele lui, pentru că îmi face, așa mi-a explicat doamnei, pe lângă faptul că preia comunicatele, pe lângă, îmi face retrospectivă săptămânală economică, politică, informații de care eu am nevoie, pentru că de multe ori sunt întrebată la Bruxelles. Eu n-am timp să stau să culeg lucrurile acestea. Toate contractele sunt sub iscălitura și aprobarea serviciului financiar din Parlament. Dar vi se pare corect să mă întrebe ce salarii? Am întrebat dumneavoastră, îmi spuneți ce salarii aveți de la american? Păi nu se poate! Nu se poate așa ceva. Deci presa ar fi de un mare ajutor dacă s-ar axa pe comunicare riguroasă a ceea ce fac factorii politici, administrativi, dar corect, nu cu floricele. Deci un jurnalist deontologic spune și ce e bine și ce e rău. Uitați-vă dumneavoastră dacă cei care au scris la negativ de mine au preluat vreodată un comunicat cu activitatea mea de fond. Niciodată. Ori nu mi se pare corect, deontologic. Sigur, e problema noastră. Fiecare face ce vrea, presa e liberă. Dar noi la asta lucrăm acum, la o directivă, să existe alături de libertatea de exprimare și responsabilitatea. Pentru că dacă tu scrii ceva și nu este adevărat și s-a dus în eter, greu mai repare. Așa cum mă lupt acum cu comisara și îi spun, doamnă, mie degeaba îmi spuneți că va fi pedepsit cel care divulgă secretele dacă va intra acest regulament cu Smith-ul. Chestionarea companiilor, unde se spune că trebuie să dăm și planul de investiții, toate informațiile confidențiale, că se obligă comisia să nu le divulge. Și am zis, ok, și le divulgă, efectul asupra companiei mele deja este, nu mă interesează că e sancționat respectivul. Deci nu. Exact și cu asta, în presă, dacă odată se dă, că am văzut când eram la minister, întâmplător, una din consilierele mele o chema Crăciunescu și era din Constanța și a scris presa, Crăciunescu de aici, Adam Crăciunescu de la Regia de Păduri, Grapini, ministrul Grapini a angajat-o pe fata lui Crăciunescu pentru că băiatul lui doamna Grapini l-a cununat pe băiatul lui domnul Crăciunescu. Săraca consilieră a venit la mine și zice, dar cine-i domnul Crăciunescu? Pe ea luând-o printr-un interviu de la o întâlnire cu, așa, un internship și la o întâlnire cu ea. Ea neavând nicio legătură cu Crăciunescu. Bine, jurnalistul ăla nu trebuia să verifice? Sigur că da. Sigur că da. Efectul s-a dus. Eu deja m-am încercat, cui să-i spun eu, știți că săraca fată nu are nicio treabă cu domnul Crăciunescu. Deci despre asta vorbesc și ideea acelei jurnaliste care, dacă e un jurnalist care se respectă... Dar e jurnalistă? Păi așa se dă, jurnalist. Asta e, păi eu știu că un jurnalist își verifică informația din presă independente. Așa. Acum e greu ca să fii primul. Nu, dar să le întrebe și pe tine. Măcar din unul, dar nici măcar din unul. Da, este mare păcat pentru că eu pun mare preț, fără presă noi nu putem face nimic. Dar în opinia dumneavoastră, care ar fi acelea două soluții pentru combaterea acestui fenomen de fake news? Noi lucrăm la, v-am spus, inițiativa a fost a unei jurnaliste, care acum e eurodeputată din Slovenia. Tania Faion a lucrat foarte mult timp ca jurnalist, după care, sigur, avem jurnaliști și din Cipru și din care sunt acum în Parlamentul European și eu mă bucur că sunt și jurnaliști. Ideea, culmea, a venit chiar de la ei, fost jurnaliști. E foarte greu, dar nu este imposibil, pentru că dacă, așa cum există, vrem să introducem responsabilitatea magistraților, va fi și responsabilitatea celui care a dat știrea falsă. Ok, plătești. Deci nu mă pui pe mine să intru într-un proces de nu știu care și mulți abandonează, exact cum și la CEDO. Cineva spunea, vai, dar ce? N-avem decât 1600 de procese la CEDO. Nu contează că suntem pe primul loc, că dăm bani de la buget. Dar câți cetățeni
trăiesc cu nedreptatea pentru că nu și-au permis să meargă la celul. Deci, cam asta e. Eu spun lucrurile pe nume. Și uitați, dau exemplu că am spus că sunteți presă și vi-l dau. Îl știți pe Stelu Iordache. Eu am avut o părere foarte bună, lucrează de mult în presă, Europa Nova. Îl invit de fiecare dată. Nu vine niciodată. M-am trezit că îmi trimite nu o scrisoare la cabinet ca să pot să-i răspund, nu mă sună că eu răspund la toate numerele de telefon, ci scrie pe pagina oficială și îmi spune. Și dacă mă urmăriți să vedeți cam cum deontologie și pregătire jurnalistică. Vă rog să-mi spuneți și să-mi dați lista persoanelor pe care le-ați invitat timp de 3 ani la Bruxelles, ce instituții vi le-a recomandat. Domnule, niciun eurodeputat din cei 751, nu există obligativitate prin regulament ca să invite cetățeni din țara lor recomandați de o instituție. Nu știu, de SRI, de cine voia, nu știu. Deci, eurodeputatul are libertatea să invite din statul membru, din țara care o cunoaște cel mai bine și de unde provine, 110 cetățeni în fiecare an. El decide cu ce și cum. Nu trebuie să ia avizul nici a primăriei, nici a guvernului, nici a, eu știu, cărei alte instituții. Să-i dau lista nominală. Da? Ok. L-am invitat la conferință de presă, nu vine. L-am invitat la acțiune la Bruxelles, presa. Presa din Timișoara și din țară. Bun. Te deprofesionalizezi cu asemenea întrebare. În primul rând înseamnă că nu știi cum funcționează. Deci te dai de gol că nu știi cum funcționează. Las la o parte reaua intenție, pentru că eu chiar sunt eurodeputatul care am încercat să invit din România asociații, de la Asociația Pensionarilor până la nu membrii de partid, studenți de la universitățile din Timișoara de vest, acum iată Universitatea Politehnică, școli, vă spun, Asociația Exportatorilor și Importatorilor, pentru că eu vreau cu ei să fac și acțiune acolo. Patronatul din industria textilă, Coaliția Femeilor de Afaceri. Deci chiar nu am mers pe a aduce membrii de partid, dar și membrii de partid sunt cetățeni până la urmă. Deci v-am dat doar un exemplu de încercare de a aduce o pată pe și o umbră pe o activitate care, credeți-mă, o fac cu bună credință. Dar n-am văzut un jurnalist să preia din proprie. Singura care a făcut a fost Bursa, Gala Bursa, la care, spre surprinderea mea, o să vedeți acolo, eu am ieșit cea mai votată europarlamentară în care cetățenii au cea mai mare încredere. După mine, la jumătate din procentul a fost următor. Dar uitați-vă că am pus pe prima pagină în raport amendamentele. Este activitatea de bază. Ce volum de muncă e să faci 2100 și de amendamente pe rapoarte esențiale? Ce înseamnă să-ți asumi 4 comisii când obligatoriu sunt 2? Și eu sunt din 4 comisii. Asta înseamnă că gradul meu de ocupare este imens. Nu mai vă dau ceilalți indicatori. Am luat indicatorul doar amendamente și votul cetățenilor. Habar n-aveam, eram la un bal rotarian când am aflat că se votează Gala Bursa face această clasificare, europarlamentarul în care are cel mai mult încredere cetățenii. Deci, eu cred că așa, dacă vrem să construim o scară a valorilor corectă, presa are un rol foarte important. Altfel, creăm false valori, notorietatea se confundă cu profesionalismul și, uite, ce pățim acum cu prim-ministrul, nu are notorietate și e făcută praf. Pentru că nu are notorietate, sigur, da. Poate că găseam o domnișoară care îi des pe la televizor și atunci era bine. Sunt lucruri care, din păcate, nu că fac rău punctual persoane. Cineva m-a întrebat, cred că chiar la acțiunea la care am fost, de la RTV, jurnalista sau de la Antena, cum suport răutățile care se spun. Și am spus foarte clar ce spun în toate și cărțile care le-am editat și care, din nou, B1 a spus că eu am plagiat în carte, asta e viața. Spun peste tot. Eu am conștiința împăcată și așa să știți că, dacă o să vă mai dau și cartea Viața este cel și numă la studenți. Dacă ai conștiința împăcată și dacă crezi în Dumnezeu, poți să mergi mai departe, ai forță. Dom'le, eu n-am greșit, nu pot să plac la toată lumea, este clar, nu pot să vorbesc cu 20 de milioane de români, încerc prin presă, dar
conștiința trebuie să fie. Altfel n-ai forță. Dacă te frământă mereu lucrurile care nu le-ai făcut corect și vrei aparent să spui că sunt corect, îți mănâncă din energie. Că multă lume mă întreabă, de unde ai atâta energie? Uite de aici am. Din lucru bine făcut. Și în ultima carte, în Al Preasfinția Sa, care mi-a scris prefața în Mărturisiri, exact asta spune. Și spune în prefață foarte bine. Se poate. Așa încheie în Al Preasfinția Sa. Deci asta e. Eu v-am răspuns. Sigur, accept critica. Nimeni nu este perfect. Problema mea este pe probleme de fond. Și să comparăm, pentru că în management, eu, așa cum spun, de-aia rezist afacerile mele, că cred că am făcut un management performant și Doamne ajută fiul meu, le continuă. Dacă nu compar totdeauna, nu poți nici să alegi resursa umană bună, propria firmă, dacă nu mergi pe criterii obiective, nu poți, că acolo nu merge, le iau că-mi plac ochii lucru tare. Mi-au că e bun la locul ăla, fiecare om e bun undeva, dar trebuie să-l pui la locul potrivit. Deci e păcat că nu știm să ne unim pe obiective comune, să nu ne mai mâncăm atât de tare între noi și să, dom'le, să recunoaștem cine e mai bun, unde e mai bun. Da? Eu nu o să pot să fiu chirurg niciodată, nici să cânt la operă. De-aia nu mă duc acolo, la o picătură de sânge leșin. Mi-am ales un domeniu unde pot să performez. Asta este rețeta succesului. Aș vrea să fiu puțin mai sentimentală decât oficială, da? Și să vă spun că sunt la a doua participare și invitație la Bruxelles? La Bruxelles, în cadrul Parlamentului European, și această excursie, această invitație și vizită a fost net superioară față de cea precedentă și eu consider că oamenii cu adevărat mari sunt simpli, iar simplitatea lor te face să te simți egal cu ei. Mamă, ce frumos ai spus! Mulțumesc foarte mult! Toți primiți asta și prin domnul decan o să vă transmit cartea, pentru că acolo am Viața este cela și în urmă. Am scris, de fapt, un fel de model de acțiune și ideea a fost a tinerilor pe care eu le-am mentorat, tinerele femei de afaceri. Eu, de mult timp, de când Tajani era comisar, am primit titlul de ambasadoare a femeilor antreprenori din România și ani de zile am făcut mentorat cu tinerile care încep o afacere sau care au o afacere de nu mai mult de 3 ani. Și când am terminat anul trecut ultima lecție de mentorat, mentoratul ne fiind așa că vrei să faci o clonă, cum spunea colegul, nu vreau o clonă grapini, mentoratul este să înțelegi ce are cel mai bun în persoana respectivă și să-l dirigezi spre a dezvolta acele calități. Și ele, fetele, la final a zis, dar de ce nu scrieți o carte în care să spuneți pașii ăștia, cum e viziunea dumneavoastră? Și atunci am scris asta, Viața este cela și în urmă, principiile pe care eu nu le-am abandonat, indiferent că am fost simplu angajat, după aceea om de afaceri, după aceea parlamentar, ministru și europarlamentar, eu mi-am păstrat 10 principii care sunt trecute în carte, permanent. Pentru că trebuie să-ți pui, ca la școala de șofer, trebuie să-ți pui niște repere după care mergi. Că dacă le schimbi toată ziua, nu mai reușești să ajungi la maxim. Da? Ei, eu mi le-am fixat și m-am ținut de acele principii. Pentru că cineva spunea în anumirea prim-ministru pe Facebook, bine, bine, dar dumneavoastră nu sunteți ușor de manipulat. Cuvântul ăsta are și conotație pozitivă și negativă. În sfârșit, și eu am spus, eu nu răspund la comenzi. Eu negociez și cedez când argumentul celuilalt e mai bun. Ei bine, exact asta vreau să spun, că trebuie fiecare să ne alegem, nu ce ne, sigur ce ne dorim, dar să fim corecți, obiectivi și să analizăm cu calitățile pe care le avem. Problema este că șansa mea a fost că mi-am ales ce pot să fac cel mai mult. Da? Asta este, după părerea mea, cariera. Când poți să faci cel mai bine acel lucru. A spus dumneavoastră de doamna premier desemnat. Dacă o cunoașteți și puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, cum ați colaborat, ce... Da.
Ce puteți să ne spuneți Sigur, despre doamna eu, Dăncilă? Vă spun că n-am cunoscut-o pe doamna Dăncilă până să merg în 2014 în Parlamentul European. Am cunoscut-o în campanie și la depunerea și la preluarea mandatului de eurodeputat. Adevărat, Viorica Dăncilă a mai fost un mandat eurodeputat, dar după cum știți, eu eram antrenat atunci în 2009 în business, eu n-am intrat decât în 2012 în Parlament și ministru și n-am cunoscut-o, recunosc că n-am cunoscut-o. Faptul că eu am mers pe o listă comună cu PSD, partidul nostru umanist, bineînțeles că am ajuns în același grup politic social-democrat reformist în Parlament și Viorica Dăncilă, după cum știți, a fost șefa delegației SD România a social-democraților. Am lucrat, deși suntem în comisii diferite, pentru că ea este în Comisia de Dezvoltare Regională și Agri, și eu sunt piață internă, transport, turism, libertăți civile, justiție. Am lucrat foarte mult cu ea din două motive. Unu, am fost compatibile pe o idee, și anume aceea să facem cât mai multe acțiuni de promovare a României. Vreau să spun că niciunul din cei 32 nu au fost atât de activi în acest domeniu. Foarte multe acțiuni a făcut și ea și eu, ne-am susținut reciproc, de altfel, acțiunea mea a vorbit. Doamna Dăncilă a fost acolo invitată în prezidiu, doamna în albastru, da? Ați remarcat-o. Niciodată eu n-am lipsit la acțiunile ei, niciodată ea la acțiunile mele. Ce am putut să constat în acest 3 ani și jumătate, gândiți-vă că ea se întâlnea cu delegația și apăreau diverse idei la colegii noștri. Este o fire care reușește să creeze o ambianță, o comunicare bună, să liniștească apele. Doi, este foarte, foarte, foarte corectă. Foarte corectă. Deci, asta pot să spun fără să teamă că greșesc. Este cunoscută, evident, după 2 mandate, are conexiuni în Parlamentul European, la nivel de comisie, cu reprezentanța României permanente. Este o fire calmă în tot ce s-a întâmplat cu schimbarea ea 4-lea, nu premier desemnat, dacă o punem și pe Sevil, într-un an și este dezastru. Deci nu se poate. Noi eram întrebați, dom'le, dar ce-i la voi? Aici e partea mea critică pentru alianța care a câștigat guvernarea, pentru că este un fenomen în management privat, acel defect că nu știi să-ți gestionezi succesul. Adică ajungi cu business-ul foarte dezvoltat, foarte bine și la un moment dat nu mai știi să-ți gestionezi acest succes. Ei, cam așa s-a întâmplat și cu alianța PSD-ALDE. Părerea mea că România avea nevoie acum, ca până la alegeri, să nu mai existe nicio sincopă. Orice, și scuze că spun acest lucru, orice bărbat l-ar fi pus acum premier, ar fi ajuns din nou în conflict cu partidul. Pentru că democratic, da, guvernul este numit de partidul sau partidele care sunt la putere și au majoritar în Parlament. Nu sunt de acord cu speculația a va executa ce spune domnul Dragnea. Va executa ce spune partidul, pentru că odată cu lecția asta cu Tudose, i s-a dat o lecție și lui domnul Dragnea. Și ați auzit că chiar mâna dreaptă, președintele executiv, a solicitat să nu mai ia decizii de unul singur și de acum, dacă se va da vreo notă sau se va spune ceva guvernului, nu va mai spune domnul Dragnea, ci va spune partidul. Bine sau rău va deconta la alegeri, dar așa este corect. În toate statele, partidul dă guvernul și guvernul trebuie să răspundă politicii și programului celor care au fost aleși, adică partidului PSD. Eu nu văd o altă soluție. Sigur că mai erau femei în PSD. Răspund dumneavoastră ce i-am spus unei doamne. Fai, dar sunt atâtea femei mai bune decât doamna Viorica Dăncilă. Foarte bine, dar sunt în politică și sunt în partidele care au câștigat. Pentru că nu există în democrație altă rețetă. Eu cred că soluția care au ales-o este bună pentru România, nu pentru Viorica. Pentru Viorica Dăncilă este mai rău. Este cel mai rău lucru, pentru că merge la un lucru foarte greu, foarte greu, având în vedere că nu... Credeți că poate face față poziției din punct de vedere al competențelor și al... Păi haideți să vă spun cum funcționează guvernul, că am fost ministru. Deci, în primul rând că toate politicile sunt sectoriale și fiecare ministru vine cu propuneri de hotărâri de guvern, de modificări legislative către premier. Evident că acolo nu se votează în guvern, evident că premierul este ultimul care spune da sau nu, ne asumăm
dăm ca hotărâre sau mergem spre Parlament. Dar experiența politică, pentru că noi lucrăm în Parlament exact cam așa, adică comisia ne dă o inițiativă, facem amendamente și o dăm spre vot. Experiența parlamentară europeană o ajută și sper să corecteze viciile pe care le-am văzut și eu când m-am dus ca și membru în guvern, unde un anumit ministru spunea să nu mai gândesc cu cap de întreprinzător. Eu am spus nu, eu vreau să transfer acest management privat pentru că lucrați prost în administrația publică. E bine, eu sper ca ea să îmbunătățească mecanismele de funcționare în administrația noastră centrală cu exemple de bună practică din Parlamentul European. Dacă echipa pe care și-o face, sigur vor fi foști miniștri, vor fi reținuți acești foști miniștri ca să nu-și arate așa un ascendent. Știi, tu n-ai fost ministru, eu am mai fost. Va fi foarte bine, pentru că ideea este acum nu ce ministru strălucește mai mare, mai bine în guvern. Asta am spus-o și când am fost acolo. Trebuie muncă de echipă. Din păcate, eu am constatat în 2012, când am luat portofoliu, că fiecare ministru voia să fie stat în stat. Cine trage cei mai mulți, cine negociază cei mai mulți bani de la finanțe, cine face cel mai mult, nelucrând integrat. Pentru că îi spuneam lui domnul Dragnea, care era la dezvoltare regională, domnule, dacă tot dați bani, dați spre obiective turistice. Nu contează că e la mine turismul și nu-i la tine. Dar dacă tot nu le putem face toate drumurile deodată, hai să o facem pe ăla, spre Tușnat, spre Herculane, spre băile, cascada Bigger, ca să existe o coerență în program. Eu cred că doamna Dăncilă poate, pentru că are un suport foarte mare în partid. Nu formal. Vă spun sincer, am văzut din acțiunea pe care a făcut, are un suport foarte mare și s-a văzut și la vot. În afară de Necuiță, care s-a abținut, toată lumea a votat. Deși s-a intrat în Consiliu foarte hotărât, domnul Pădălău, președinte executiv, care spunea, nu trebuie schimbat Tudose. În momentul în care votul lui n-a mers, că așa a votat Pădălău și a căzut Tudose, chiar domnul Pădălău a propus-o. Și a propus-o exact să nu mai fie conflict. Doamna Dăncilă știe foarte bine, pentru că de două mandate, ea este chiar delegat pentru țările arabe. Dacă ascultați cu atenție interviul, acolo ea a spus că vrea egalitate de șanse pentru femei și în țările Iran, la, 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 dar nu ne putem amesteca într-o țară și a spus membru. Da? A fost o greșeală de exprimare, nu de neștiință. Nu pot să-mi imaginez că cineva poate să creadă că un eurodeputat, și dacă n-ar fi citit nimic de 10 ani în Parlamentul European și membru în delegația pentru aceste state, nu știe că nu sunt statele mele. E o speculație. Ok, fiecare. Eu vă dau de la jurnaliști, am promis asta, că după ce ies în termin, iau toate greșelile pe care le fac jurnaliștii. Faceți o carte? Și scot o carte, cum au scos ăștia cu cartea neagră la PSD. Credeți-mă, uitați-vă și dumneavoastră. De la Buble până la oricare jurnalist au greșeli când scriu. Și îmi vin la mine pe Google ce spune presa. Și citesc și vă găsesc greșeli. În Ager Presul a dat un articol despre mine și 3-4 greșeli. Dar eu nu la asta mă uit. Eu mă uit la fondul problemei. Păi, eu vreau, știți de ce m-am provocat? Că știu că o să scrieți. V-a plăcut domnul Răzvan Ungureanu un an de zile, 6 limbi străine? Ce bine a guvernat? Dumneavoastră credeți că limba, în primul rând, bulgarul a venit și a prezentat în bulgar în programul acum. Primul ministru al Bulgariei. Evident că te ajută să știi o limbă străină, pentru că pe holuri negociezi, vorbești, nu se poate să nu... Să nu poți să, în comisii și în plen, ați văzut că se traduce în toate limbile, nu e nicio problemă ca să înțelegi și să lucrezi corect. Dar mai e și întâlniri tete-a-tete în care trebuie să știi limba străină. Dom'le, dar nu de expert și de traducător. Viorica Dăncilă se poate înțelege, am ascultat-o de foarte multe ori când dialoga cu colegi din alte state. Nu asta este esențial, credeți-mă, pentru a fi un bun prim-ministru, să știi limba engleză.
Nu. Important. Cât de grav ar fi să fie schimbată peste câteva luni și foarte grav. Foarte grav și vă spun de ce. Nu că o schimbă pe Viorica Dăncilă, nu că o schimbă prima femeie prim-ministru, ci pentru efectul dezastros care îl va avea în afară. Nu mai spun că înăuntru. Afară de imagine, înăuntru de complet stagnare și așa. Ați văzut, administrațiile spun, domne, nu mai fac nimic pentru că nu știu cu cine și ce. Deci va fi un efect foarte rău pentru român pe termen lung. Nu se poate recupera efectul ăsta care va fi dacă din nou schimbăm un prim-ministru. Credibilitatea noastră s-a dus clar în afară. Deci, nu, eu sper că nu. Sper că nu, da.